v-am găsit în unboxing-ul tabletei Huawei Mate pe 2022. Avem de-a face cu un device cu ecran Huawei FoldView 2K, colaborare multi-screen și Huawei M-Pencil. Haideți să vedem tableta cu display de 10,4 inch. Putem descărca numeroase aplicații din App Gallery. Iată aici câteva aplicații extrem de necesare utilizatorilor Huawei MatePad: Petal Search, Tablet Crown și App Gallery. Iată și tableta. Arată foarte ok. Avem de-a face cu sunet de la Harman Kardon. Să vedem și ce mai găsim în cutie. Documentația. Cablu USB Type-C. Și încărcătorul. Am configurat rapid tableta, este gata de utilizare. Să vă mai spun câteva specificații. Are o baterie de mare capacitate de 7250 mAh, numai puțin de 4 difuzoare foarte puternice. Avem și funcția multi-window, funcția Huawei Share de colaborare multi-screen. În cutia tabletei mai găsim și tastatura Huawei Smart Keyboard. Imediat o voi despacheta. Este o tastatură care se potrivește perfect cu tableta. Am conectat tableta la tastatură. Avem de-a face cu o tastatură compactă și ușor de folosit. Putem folosi tableta Huawei Mate pe 2022 ca pe un adevărat laptop. Putem conecta și un mouse și astfel avem o experiență completă. Putem să scriem articole, să intrăm pe site-uri sau să urmărim serialele preferate pe modul tabletă. Putem folosi și funcția multi-ecran pentru a controla telefonul sau efectua apeluri de pe tabletă. Avem această funcție și pe laptopuri Huawei. Practic, pe ecranul tabletei vom vedea ceea ce vedem și pe telefon. Putem folosi Huawei M-Pencil de generația a doua, care dispune de un design cu vârf transparent și este echipat cu mai puțin de 4096 de niveluri de sensibilitate la presiune. Acceptă scrierea înclinată, surprinzând astfel fiecare nuanță a mișcărilor și înregistrând mișcările subtire cu acuratețe remarcabilă. Și acum să ascultăm cum redă sunetul Huawei Mate pe 2022. Spre un set de ochelari de soare care incorporează niște căști foarte, foarte reușite. Iată și cutia în care se află. Sunetul se aude foarte clar. Vedem ce se mai află înăuntru. Avem încă o cutie. Și acum să ascultăm și muzică. Sonorul este acum la maxim. În concluzie, Huawei Mate pe 2022 este o tabletă foarte utilă, un display impresionant cu diagonală de 10,4 inch și rezoluție 2K, cu numai puțin de 4 difuzoare, pe care o putem folosi împreună cu tastatura care vine în pachet, dar și cu un stylus foarte util. Aștept părerile voastre despre această tabletă și vă invit să ne recomand și alte gadgeturi de la Huawei pentru teste.